Salutare lume, ce mai faceți și bine ați venit la un nou video. În video de azi am să construiesc următorul meu PC și tema acestui PC va fi RGB. Dar înainte de a începe vreau să le mulțumesc celor de la Deepcool pentru că m-au ajutat cu câteva componente pentru acest build. După cum știți, PC-ul meu a fost chiar foarte puternic. Am să las linkuri în descriere la videoul unde l-am construit. Dar de când am făcut acel build a trecut ceva timp, a apărut procesoare și componente noi, așa că este timpul pentru un nou build. Pentru început am să trec prin toate componentele pe care am să le folosesc și am să încerc să las link-uri și în descriere dacă sunteți interesați și vreți să citiți mai multe despre aceste componente. Carcasa pe care am ales-o se numește Earthcase RGB de la Deepcool. Îmi place această carcasă pentru că este destul de mică comparat cu ce am avut înainte și are un design destul de simplu, dar în același timp este bine gândită. Are un panou lateral de sticlă, ceea ce este perfect pentru că toate componentele RGB se vor vedea bine. Mai are un panou care acoperă sursa și ajută foarte mult când încerci să ascunzi toate cablurile. Are filtre de praf la sursă și în partea de sus unde voi monta radiatorul. Și cel mai important, vine preinstalată cu o bandă RGB, iar porturile audio, USB și butonul de pornire sunt iluminate ca să le poți găsi ușor în întuneric. Placa de bază pe care am ales-o este un Asus ROG Strix X370F. Îmi place cum arată pentru că este toată neagră și are doar un accent în partea stângă cu o linie de LED-uri. Are porturi PCIe întărite cu metal, perfect dacă ai o placă grafică care este mai mare și grea, este optimizată pentru overclocking și mai are o varietate de porturi, precum un slot M.2, conexiuni speciale pentru benzi LED și mai are un port de tip USB-C și USB 3.1. Procesorul care îmi să-l folosesc de data asta este de la AMD Ryzen 1700X, care are 8 nuclee și 16 threaduri, cu o frecvență de 3,4 GHz și un turbo de 3,8. Acest procesor este perfect dacă vrei să-ți folosești calculatorul într-un mod profesional, să editezi videouri, să faci animații, să faci rendări, pentru că procesorul are multe nuclee, dar este bun și pentru jocuri. Dar dacă vrei să folosești calculatorul specific pentru jocuri, sunt alte opțiuni mai bune. Pentru procesor am să folosesc un cooler cu lichid pentru că mai târziu vreau să-i fac și un overclock și am nevoie de ceva mai performant. Am să folosesc Castle 240 RGB de la Deepcool. Acest cooler are un design cu două oglinzi, iar când pornești calculatorul se pornesc și luminile RGB din cooler și creează un efect 3D foarte interesant. Coolerul vine cu două ventilatoare RGB, iar luminile pot fi controlate cu o telecomandă de la care poți schimba efectele. Sau poți să le sincronizezi cu placa de bază și cu restul componentelor RGB dacă ai conexiunile necesare. RAM-ii sunt de la G-Skill Trident Z RGB, un kit de 16 GB DDR4 cu o frecvență de 3000 de MHz. Deocamdată eu zic că 16 GB îmi sunt de ajuns, dar dacă cumva am nevoie de mai mult, am două sloturi libere și pot să fac un upgrade oricând. Am ales acești RAM pentru că eu cred că arată foarte bine, au o construcție solidă cu două plăci de metal pentru un cooling eficient și, cel mai important, au o bandă foarte mare RGB. Plăcile grafice au crescut în preț foarte mult în ultima vreme datorită minerilor, așa că a trebuit să aleg un GTX 1060. Modelul exact este de la Asus ROG Strix cu o memorie de 6 GB. Această placă grafică este construită incredibil. Este mare, cu 3 ventilatoare și un sistem de răcire foarte eficient. Are o placă de metal pe spate și bineînțeles are și lumini RGB. Considerând că în ultima vreme majoritatea jocurilor le-am jucat pe o consolă, aceasta este opțiunea de mijloc perfectă care îți oferă un raport performanță preț foarte bun. Pentru stocare am ales un SSD M.2 de 250 GB de la Samsung 970 Evo. Acest SSD este foarte mic și nu trebuie să-ți mai bați capul cu cabluri, pur și simplu se instalează direct pe placa de bază și are niște viteze foarte mari. Sursa care am să o folosesc este DQ650M de la Deepcool. Este o sursă modulară, conectezi doar ce cabluri vrei să folosești. Îmi plac cablurile care sunt incluse pentru că sunt plate și negre,
iar sursa are o eficiență de 80 plus gold. În ultimul rând, am să folosesc un pachet de 3 ventilatoare RGB de la Deepcool, modelul este KF120. Aceste ventilatoare pot fi controlate individual de placa de bază în funcție de temperatura din calculator. Luminile și efectele pot fi controlate cu o telecomandă sau dacă ai conexiunile necesare, le poți sincroniza cu placa de bază și alte lumini pe care le ai în PC. Cam astea sunt toate componentele care le-am folosit. În continuare am să vă arăt cum am asamblat calculatorul într-un scurt montaj, după care vom arunca o privire la performanță. Calculatorul este gata, asamblat și arată pur și simplu incredibil cu atâtea componente RGB și cu atâtea lumini. Panoul de sticlă este puțin fumuriu și nu vezi așa de bine în carcasă. Asta este bine pentru că ascunde cablurile și chestiile care nu vrei să le vezi, dar luminile se văd clar și arată foarte modern. Îmi place chiar foarte mult cum a ieșit, îl țin aici în dreapta biroului, pe birou și de fiecare dată când sunt aici, văd interiorul și toate luminile și cred că asta este cel mai fain PC build pe care l-am făcut până acum. Ok, acest PC am să-l numesc Zen RGB și rezultatele pe care am să le obțin am să le compar cu build-urile pe care le-am făcut înainte. Așa că va fi un budget PC cu un i5-3450 și un 750 Ti, un workstation PC care a fost calculatorul meu anterior cu un 5820K și cu un GTX 970 și bineînțeles acest calculator Zen RGB. Primul test care am să-l fac este în Cinebench R15 și voi testa procesorul. Budget PC a obținut un scor de 451, Workstation PC a obținut un scor de 1324, iar Zen RGB a obținut un scor de 1740.
După cum vedeți, scorul este foarte mare, este mult mai bun decât orice am avut eu înainte, prețul nu este exagerat la acest procesor și AMD cred că au intrat înapoi în joc cu această serie de procesoare Ryzen. Mai departe am să testez placa grafică, iar primul program este Unigine Valley. Budget PC a obținut un scor de 55 FPS, Workstation PC a obținut un scor de 106 FPS și Zen RGB a obținut un scor de 125 FPS. Mai departe am să testez viteza SSD-urilor în Crystal Disk Mark. În Budget PC am avut un 840 EVO, care a obținut 241 la citire și 233 la scriere. În Workstation am avut un 850 EVO, care a obținut 523 la citire și 508 la scriere. Iar pentru acest PC, un 970 EVO și sunteți gata să citeți numerele astea. La citire a obținut un scor de 3563 și la scriere a obținut un scor de 1543. După cum vedeți, numerele astea sunt pur și simplu foarte mari. Asta înseamnă calculatorul se va porni foarte repede, programele se deschid aproape instantaneu. Dacă ai jocuri cu texturi foarte mari, se vor încărca repede. Am să vorbesc puțin despre temperaturi. După cum v-am zis mai devreme, am reușit să fac un overclock de 4 GHz. Și când calculatorul este idle, adică nu fac nimic pe el, temperaturile sunt undeva între 30-35 de grade. Iar când am folosit AIDA 64 să stresez procesorul pentru 25 de minute, temperaturile erau undeva la 70-75 de grade. Astea sunt niște rezultate foarte bune. Iar pe final am mai încercat câteva jocuri în 1080p și în 1440p. Primul joc care l-am testat a fost Fortnite. În 1440p a obținut între 50 și 60 de cadre pe secundă, iar în 1080p a obținut între 90 și 100 de cadre pe secundă. În Rainbow Six Siege, în 1440p a obținut între 90 și 100 de cadre pe secundă și în 1080p a obținut între 140 și 150 de cadre pe secundă. Și ultimul joc care l-am testat este Rise of the Tomb Raider, care în 1440p a obținut între 50 și 60 de cadre pe secundă și în 1080p a obținut între 70 și 80 de cadre pe secundă. Ce am observat din testele cu jocuri este că GTX 1060 este perfectă pentru jocuri în 1080p. O să ruleze cele mai noi jocuri la setări ultra în 60 de cadre pe secundă sau peste. Dar dacă vrei să rulezi aceleași jocuri moderne în 1440p și să obții peste 60 de cadre pe secundă, va trebui să te joci puțin cu setările, de exemplu să schimbi shadows de la ultra la high și pur și simplu doar să le balancezi. Cam asta este cu acest video. Asta este noul meu PC de acum înainte. Lăsați-mi în comentarii dacă ați putea modifica ceva la acest PC, ce ați schimba. Noi ne vedem data viitoare, până atunci, numai bine!